Hai, haide. Oh, oh. Gata, mă. Ie. Ce faci, mă? Doina. O, 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 o. Priza locul tău. Hai.
Dă drumul la un tișor. Bună ziua! Ajung să duc în pan, poliția Cislău. Ce faceți, domnul, aici? Iau și eu niște lemn. Mai tare, vă rog, că nu vă aud. Iau și eu niște lemn. Aha, am înțeles. Pentru ce? Pentru foc. Dar dumneavoastră ce mă filmați? Că n-am făcut nimica. Aflăm imediat. Aveți bon de tăiere? V-a dat voie pădurarul să tăiați? Da, am vorbit. Da? Cu cine? Care pădurar? Păi tu știi care pădure e aici? Ziceți numele, că eu vă verific. Nea ăsta, cum îi spune? Nea Gigel. Gigel? Și mai cum? Dar eu atâta știu de Gigel, dar n-am tăiat, n-am făcut cioate, n-am făcut nimica. Am înțeles, am înțeles. Nu vă îngrijorați. Îl sunăm imediat pe Gigel și rezolvăm. Ați mai fost pe aici? Nu, n-am mai fost. Azi e prima dată, hă? Hai mă, că glumești și te superi. Alo, Gigele! Salut, domnul pădurar! Ce faceți? Agent Sergiu Câmpa la telefon, ai numărul meu? Da, pe bagă. Auzi, mă, uite, am prins niște țigani aici la tăiat, la Părâu. E dat-o voi, au vorbit cu tine? Cum te cheamă, domnul? Nicu. Unu Nicu. Deci n-au vorbit. Am înțeles. Păi și ce faci? Vin cu ace? Deci am luat-o pe cărarea aia de la ieșirea din Cătina, mai mergi 500 de metri pe drum și înveți mașina. Am înțeles. Dar te grăbești și tu, da? Bine. Hai, noroc. Vine Gigel imediat și lămurim. Da, ce să mai lămurim? Să moară familia mea dacă nu ți-am zis. Ne-a trimis Gigel să culegem de aici uscăciunile ce-a rămas.
Ia. Când ați ajuns aici? Azi, bre. Nu, bre, că nu ești bre cu mine, da? Pe la ce oră? Nu știu. Așa, cu aproximații. 9:30, 10, așa. 9:30, 10, hă? Uh-huh. Și căruța asta? A lui cine? A noastră, cui să fie? A noastră, a lui cine? Ăsta mi-e cu cine? Nu vorbești? Fin. Da? Că dacă sunteți frați. Dar tu nu vorbești? De ce nu vorbește? Prezentați și mie actele la control, vă rog. Ce act? Bulletinul și certificat. Ce certificat? De la căruță. Nu l-am, că l-am uitat acasă. L-am uitat acasă? Da. Știi că n-ai voie să colectezi nici arbor doborât. Dar nu am doborât. Arbor doborât de natură. N-ai voie să colectezi potrivit legii. Dar ce am colectat? Numai surcele acolo. Ești mulțumit cu astea? Deci nu ești mulțumit cu astea. Ah, ușor, ușor, le ia toată pădurea asta. Ai mai avut probleme cu legea? Am mai avut. Da? Pentru? Tot pentru lemn. Tot pentru lemn, ia? Bine că măcar ești sincer. Ce faci? Ce faceți, mă? De ce fugeți, mă? Ce pizda, mă, te faci, mă? Uite, mă, dai cu pumnul. Bă, nu! În gură să te fut. Bă, nu lăsați copilul în pace, vă rog, eu frumos! Stai aici, mă. Bă, lasă-mă! Ce te las, mă? Alo! Ce vorbești, mă? Stai aici, mă. Domnul, lasă copilul! Domnul, ce faci? Domnul, dă-i drumul la copil! Bă, dar e posibil așa ceva? Bre, te rog eu mult, dă-i drumul, ți-aduc mâine niște lemn, dar lasă-l în pace! Sigur, plătim amenda și vorbim după. Dar ce amendă să plătesc, că n-am tăiat nimic, că ți-am zis, ne-a trimis, ne-a gigel să luăm niște... n-am vorbit, mă, cu el. Dacă vrea uscături, putea să zic că n-avea de ce să nege. Ai, dar cum să se scoată el, nu știu, să mă lase pe mine în belea? Adică îl faci mincinos? Nu, șeful, nu-l fac mincinos. Ia uite ciotul. Dar ăla nu l-am făcut eu, bro. Nu l-ai făcut tu? Ia-mi zi, șefule! Lasă-mă-mi face, băi! Băi, las bătul pe pădurarul din chioș, nu mă? Băi, mă rog mâna, băi! Băi, mă rog mâna! Băi, îți aduc lemn mâine, dar lasă copilul în pace! Mi-a adus lemn. Mă faci și prost acum. Tu crezi că eu știu combinațiile lui Gigel, mă? Păi, bă, fratele meu, eu vă țin spatele și voi ce faceți, mă? O mică atenție acolo, că nu mă aștept să-mi dați jumătate. Dar las că vine și Gigel acum și lămurim noi totul. Ce să mai lămurim, bre, că-mi bag pula nea de fădure în Hristos, mamilor de crâni și nu mai vin niciodată aici! Nu mai vii aici, a? Nu mai vin! Și cum facem? Îmi promiți că nu mai vii aici? A? Promitem! Păi ia promitem-o! Promitem, șef! Promitem! Ha, promite că nu mai vin niciodată la furat! Promitem că nu mai vin niciodată la furat. Stai, mă, nu așa. Ia vreau. Aici, hai. Nu mai vin niciodată la furat, ia. Nu mai vin niciodată la furat. Hai, zi. Nu mai vin niciodată la furat. Și tu, bă, hai. Zi, mă. Nu mai vin niciodată la furat. Mai tare, mai tare, mai tare. Nu mai vin niciodată la furat. Mai tare, hai! Nu mai vin niciodată la furat! Hai!
Nu mai vin niciodată la furat! Vezi, uite cum facem. Nu mai vin niciodată la furat, așa să mă ajute Dumnezeu, da? Nu mai vin niciodată la furat, așa să mă ajute Dumnezeu. Ce faci, mai obosit? Nu mai vin niciodată la furat. Deci nu te oprești, așa să mă ajute Dumnezeu. Nu te oprești. Nu mai vin niciodată la furat. Lauzi, mă. Așa să mă ajute Dumnezeu. Nu te oprești, băi. Nu mă ajung niciodată la furat. Lauzi, mă. Așa să mă ajute Dumnezeu. Nu mai vin. Ce pizda, mă, ce faci, mă? Morți, mă, tăios. Băi. Ia-l pe tactul și valea de aici. Bună ziua! Agent Sergiu Câmpan la telefon. Nu văd. Oricum, o să-ți iau telefonul, să știi. Te-ai jucat prea mult astăzi. De ce?
Pentru că te-ai jucat prea mult și nu e bine. Nu-ți face bine. Vrei să mănânci ceva? Nu? Ține pe ciune, e jos, că aceasta e una profundă. Și te dau o gură de apă, mă bine. Nu? Nu e bine de apă? Nu.